Noutatea din acest an pentru programul Rabla Classic este că doritorii vor putea folosi voucherele de casare și pentru motociclete. La Remat, prima de casare va rămâne de 6.500 de lei pentru autoturisme și va crește cu 1.000 de lei pentru mașinile alimentate GPL. În cazul motocicletelor, după casarea unei rable, proprietarii vor primi 3.500 de lei. O reducere suplimentară vor primi cei care își doresc motociclete prietenoase cu mediul. Ministerul de Resort mai oferă 3.000 de lei pentru cele electrice sau hibrid. De ce 3.500 de lei? Pentru că vrem să fie echitate între cumpărătorii de mașini și cei de motociclete. Dacă la mașini decostăm în jur de 10% din valoarea autovehiculului nou, am vrut să păstrăm aceeași proporție și la motociclete. Pentru Rabla Plus, ministerul a decis majorarea bugetului. În loc de 90 de milioane de lei, fondurile vor fi în valoare de 140 de milioane de lei. Asta înseamnă reduceri pentru 2500 de mașini full electric și 400 de mașini hibrid plug-in. Dacă toate voucherele pentru Rabla Plus vor fi solicitate, numărul de autoturisme electrice noi din România va fi de 3000. Suma poate atinge 2000 de euro în cazul în care mașina nouă respectă regulile a două ecobonusuri. De exemplu, dacă un român va alege să cumpere o mașină hibrid, convențional, cu un prag de emisii de 96 CO2, îi se va deconta din costul total al mașinii 2000 de euro. Cu alte cuvinte, ecobonusurile pot fi combinate între ele și adăugate la prima de casare. Bonusurile vor fi de 10.000 de euro pentru mașinile full electric și circa 4.500 de euro pentru mașinile hibride cu încărcare la priză. Românii vor trebui să respecte însă o regulă. Condiția de a nu înstrăina mașina cel puțin un an. Această condiție nu exista și tare aș vrea să știu câte din mașini din cele 2500 în acești 4 ani de program cumpărate prin Rabla Plus până acum mai sunt în țară. Programul Rabla va fi reluat în martie.